potrivit cu ceea ce am pe inimă să împărtășim. Citesc mai întâi de binecuvântare pentru Domnul și pentru frățietate din cuvintele lui Solomon, din cartea a doua cronicilor, din capitolul 6, versetul 4. El a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura sa și a împlinit prin puterea sa ce spusese. Așadar, binecuvântat să fie Domnul, care ceea ce ne promite are putere și bunăvoință să împlinească. Amin. Amin. Și din finalul rugăciunii citesc pentru dumneavoastră 6:42, parafrazând: Doamne Dumnezeule, nu ne îndepărta, ți aduci aminte de bunătățile făgăduite robilor tăi. Amin. Amin. Și Domnul să împlinească tot ceea ce v-a promis. Amin. Citesc și un verset din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, că despre asta vreau să vorbim, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi, prin El este spre slava lui Dumnezeu. Care a fost prima făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor? Ne amintim de episodul neplăcut al căderii în păcat din Genesa 3, când printre pedepse Dumnezeu a strecurat o mare promisiune. Genesa 3:15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și cum știm, asta a fost reamintită lui Avram, lui David, despre o sămânță. Și scrie în Galateni că această sămânță este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie în veci. Amin. El a fost făgăduința. Și evreii, în mod deosebit, au așteptat, că ei au primit repetat această făgăduință. Și spunea apostolul Pavel, Luca, în fapte 13, versetul 32 și 33, și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor. Cum? Învind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Pentru El și despre El am citit în 2 Corinteni 1:20, că în El toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Că El a fost dat pentru noi și toate promisiunile sunt împlinite prin El. Să știți, dragii mei, că dacă Dumnezeu împlinește ceva pentru noi, împlinește pentru Domnul Iisus, nu pentru noi. Adică nu pentru meritul nostru, dar în favoarea noastră. De aceea noi toți să fim recunoscători și Tatălui și Fiului, mărit să fie Domnul. Amin. Spun de asemenea despre Domnul Iisus Hristos, ca dovadă că toate ne vin prin El, ceea ce scrie la Evrei, la capitolul 8, în această epistolă e scris foarte mult despre făgăduință. Eu nu o să citesc tot ce scrie. Dar scrie în 8 cu versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este El, este mai bun. De ce e mai bun? Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Evreilor se-a promis un Canaan cu lapte și miere. Noi ni se promite o împărăție cu pomul vieții, cu veșnicia, mărit să fie Domnul. Să rămânem tare în mărturisirea aceasta, încrezători. Întorc două pagini în urmă și vă citesc din Evrei 4:14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul Dumnezeu, să rămânem tare în mărturisirea noastră.
Nu avem un mare preot care să n-aibă milă și slăbiciune noastră, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem doar cu deplină încredere scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Deci, ne-a fost făgăduit Domnul și ne-a fost dăruit într-o primă ipostază, cele din tâi veniri și a tuturor realizărilor ce au decurs de aici. La făgăduința primește și a doua venire și tot ce urmează după aceea. Dar acest Domn Iisus Hristos ne-a mai spus de o făgăduință. Citesc din Fapte, din capitolul 1, de la versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine, că făgăduința era mai veche, încă din Vechiul Testament. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și acum Domnul a reamintit-o, s-a reangajat și El. Care era făgăduința? Căci Ioan a botezat cu apă și Ioan a pomenit-o, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu știu exact dintre cei cât mă ascultați, cât sunteți sau nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Să știți că lucrarea asta e făgăduința lui Dumnezeu reamintită de Domnul Iisus. Și vom vedea, ne vom reaminti din Scriptură că Dumnezeu, ceea ce făgăduiește, așa cum a spus Solomon, are putere să împlinească. Mărit să fie Domnul. Amin. Numai că această făgăduință, în felul în care s-a revărsat după ziua cincizecimii, nu putea să se împlinească decât după ce Domnul și-a făcut lucrarea. Că Duhul Sfânt a operat și în Vechiul Testament și mie îmi sunt noștri unii care cred că Duhul Sfânt a fost altfel. Duhul Sfânt a fost același, că nu poate să fie altfel, că Dumnezeu nu poate fi altfel, este același ieri, azi și în veci. Că acum are o lucrare mai vastă, cu mai multe daruri, nu numai la evrei, pentru toți este făgăduința, da. Dar Duhul Sfânt în manifestarea Lui, în esența Lui, este același, din veșnicie în veșnicie. Spune Scriptura în Ioan, la capitolul 7, de la versetul 38, cine crede în mine, din inima lui vor curge rurile de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și în Fapte, capitolul 2, Petru spune în predica lui din ziua cincizecimii, citesc versetul 33, ei au reținut. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului și a turnat ce vedeți și auziți. De ce? N-a putut să vină Duhul Sfânt înainte de a-și finaliza Domnul Iisus lucrarea. De ce? Scrie în Fapte, capitolul 15, citesc versetul 8, unde Petru justifică și explică ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, atenție, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Întâi trebuia să se facă curățarea, ispășirea, spălarea prin sângele Domnului și numai într-o inimă curată, numai în baza asta putea Duhul să vină. Nu putea să o ia înaintea Domnului Iisus. Este o rânduire în divinitate. Tatăl și-a făcut lucrarea, Fiul și-a făcut lucrarea și apoi Duhul Sfânt își face lucrarea. Mărit să fie Domnul pentru toate. Amin. De altfel și în cuvintele din Ioan, din capitolul 14, reiese această structură de lucrare. Da. Citesc numai din 16 acum, doar punctual, versetul 13 și
14 și 15, când va veni Mângâietorul după adevărul, se va călăuzească tot adevărul, că nu va vorbi de la El, va vorbi tot ce va fi auzit, va descoperi lucruri viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Că Domnul Iisus a lucrat pe baza așezată de Tatăl și Duhul Sfânt pe lucrarea efectuată de Fiul. Că așa a găsit Dumnezeu cu cale, mărit să fie Domnul. Amin. Așadar să binecuvântăm pe Tatăl pentru făgăduința primă, Fiul, și pentru făgăduința a doua, Duhul Sfânt. Dar, prin lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt, noi avem o făgăduință despre care vă citesc în Tit, în capitolul 1. Și lucrurile acestea să ne fie clare pentru noi și clare când le spunem la alții. Ca și o mică paranteză, am întâlnit unii oameni care se îndoiesc de iertare. Și îi întreb, dar tu pe ce bază crezi că ești iertat? Nu pe baza ceea ce ai scris? E vrednic de crezare ce ai scris? Atunci, nu pe gândurile noastre, care uneori sunt mai șubrede, vin îndoieli, diavolul vine cu temerea, cu acuzații. Noi ne bazăm pe ce-i scris. Atenție, Tit 1, versetul 2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu. Când a fost făgăduită mai înainte de veșnicii? În planul alcătuit înainte de veșnicii, cum scrie la Efeseni, capitolul 1, capitolul 3. Deci Dumnezeu a făgăduit omului viața veșnică înainte de a-i da viața asta fizică. Că împărăția viitoare e pregătită înainte de săptămâna creației care a fost așezat pământul și condițiile de trai de aici. Deci Dumnezeu a avut acest plan din totdeauna. Ne-a făgăduit viața veșnică. Și scrie la 1 Ioan, la capitolul 5, lucruri de care nu putem să ne îndoim. Citesc de la versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Ce viață? Viața veșnică. Am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Dar această viață veșnică este dovedită prin prezența Duhului Sfânt în noi. Și scrie atât de frumos la Romani, capitolul 8, lucrurile așa de clar se leagă și se dovedesc. Deci în 8 cu 2, legea Duhului de viață. Versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, cum? Prin credință. Trupul vostru da este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina prienirii. Și dacă Duhul, cel ce a înviat pe Iisus de cei morți, locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care este în voi. Iată arvuna, iată pecetea. Pentru ce arvuna? Pentru viața veșnică, pentru toate făgăduințele pe baza acestui legământ mai bun. Așa că avem toată documentația la zi. Dosarul e complet, documentele tipizate vin de la Dumnezeu, noi doar prin credință completăm numele și le semnăm. Ele sunt deja aprobate mai înainte de veșnicii, slăvit să fie Domnul. Amin. Repet versetul acela de la început, care l-am socotit ca și text de referință, 2 Corinteni 1 cu 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da.
Și de aceeași amin pe care îl spunem noi, prin el este spre slava lui Dumnezeu. Căci cam asta ne-a rămas, să slăvim pe Dumnezeu pentru făgăduințele sale. Amin. Și cel ce ne întărește împreună cu voi, Hristos, și care ne-a uns este Dumnezeu, și El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvona Duhului. Aș vrea tot pentru întărirea credinței noastre, stabilitatea noastră în credință, siguranța noastră, să vă arăt din Scripturi că aceste făgăduințe își au originea și stabilitatea în natura lui Dumnezeu. Mă întorc chiar la textul din Tit, unde scrie în versetul 1 și 2 de credința aleșilor lui Dumnezeu, potrivit cu evlavia, cunoștința adevărului, nădejdea vieții veșnici, făgăduite mai întâi de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Și așa, pe parcursul istoric, când Dumnezeu și-a rostit făgăduințele, vă amintesc de momentul în care i-a promis lui Avram, așa cum scrie în Evrei, la capitolul 6. Sunt acolo două lucruri. Scrie de la vers 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe el însuși. Și a zis, cu adevărat te voi binecuvântați, voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii ce drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare, jurământul este o chizășie care pune capăt oricând de înțelegere între ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui. Nestrămutarea hotărârii. Pe lângă făgăduință, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri, făgăduința și jurământul, care nu se pot schimba și în care, este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Îmi amintesc că o soră a cântat o cântare în vremea când era soția bolnavă, undeva într-o familie era. Și am reținut în mod deosebit o strofă, că am înregistrat cântare foarte frumoasă, care zice așa: când nu am nicio speranță, atunci tu vii în ajutor, mă mângâi și îmi dai siguranță în țara dincolo de nor. Uneori când suntem bine, sănătoși, avem cele necesare, nu simțim mare nevoie, nu se clatină temeliile, dar uneori se clatină. Și s-a amintit astăzi că neamurile se frământă și chiar ca cum se frământă. Dar noi avem siguranță că avem primit o împărăție care nu se clatină. Se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Amin. Să nu ne îndoim de asta, cum spuneam. Dumnezeu s-a angajat într-un mod foarte categoric. Și aș mai adăuga, poate, tot spre motivarea noastră, spre bucuria celor în cauză, că Dumnezeu n-a făcut numai făgăduințe pentru viața veșnică. Cum spun unii, dar ce, s-a întors cineva de acolo și când a vrut unul să se întoarcă, nu l-a lăsat? Cum scrie în pildă cu bogatul și cu Lazar, Dumnezeu face făgăduințe și pentru viața de aici și, cum spunea Solomon, uite, a făgăduit și a împlinit. Știți că Dumnezeu a făgăduit lui Avram și l-a testat prin aceasta, că i-a dat un fiu și au trecut ani. Că țara știa că nu o promitea, nu i-o dă atunci. Scrie în Evrei 11 că era o patrie cerească. Și Avram s-a uitat, a fost de bine departe. Dar da, dar era ceva că trebuia să primească aici. Să vedem dacă împlinește Dumnezeu asta.
Se pare că tot n-au înțeles cum va împlini, ce va face, cum poate băieții că se gândesc, sau fetele, uite, Domnul, mi-am făgăduit, va împlini. Cum va împlini? Și scrie în Genesa, capitolul 18, citesc versetul 10. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nepoasa ta, va avea un fiu. Avram și Sara erau bătrâni. Sara a râs în sine zicând, acum? Domnul Iosua Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copii eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Așa a fost? Da. Povestea un frate că în tinerețe a fost neascultător, a ajuns în închisoare. Dumnezeu a făgăduit părinților că nu se va împlini un an și va fi acasă. Și au scris. Asta nu putea să întâmple numai dacă apărea o grație. Cam pe la 11 luni după făgăduința Domnului, deci mai era o lună în termen, a venit o grațiere, dar el n-a intrat în grațiere. Și a scris acasă, ați văzut că nu se împlinește. Și s-a dus tata necăjit la adunare și este un cuvânt profetic, bărbatule, de ce te temi? Astăzi lucrez la mintea unui om mare, să împlinesc o făgăduință ce ți-am spus-o. Și ce s-a gândit tovarășul? A mai dat o grațiere. Și a intrat în grație respectivă și cu puține zile, mai puțin de o săptămână, înainte de anul promis, că mi-am amintit că așa aici a fost un an, a fost acasă. Da, Dumnezeu împlinește și aici ceea ce făgăduiește. Că mai avem noi niște ispravnicei care mai promit de la ei, să nu le zic eu pe nume, asta e altă treabă. Sau noi putem promite, sau e bine să zicem cum scrie în Iacob 4, dacă va vrea Domnul, vom ajunge, vom face. Altfel, noi cu ce să promitem? Suntem noi stabili pe picioarele noastre? Pe pământ nu e nimic stabil. Fac oamenii promisiuni și nu mă refer numai la cel din campania electorală care sunt bărbării goală adesea. Dar la unele promisiuni care par a fi ferme, dacă ar ține de ei, poate că le aduce la îndeplinire, numai că sunt mâinile scurte și puterile atât de limitate. Da? Așa se gândea mama lui Sisera, că o să vină băiatul cu pradă și o să mă aducă ceva robe, să lucreze prin casă. Nu s-a mai întors băiatul. Că Dumnezeu promisese altceva altora. Și aș vrea, într-o ultimă parte acestei predici, să vă spun că ne vine ceva și nouă ca să împlinească Domnul făgăduințele. Zice la Genesa, capitolul 18, dacă tot am amintit de Avram, versetul 19. Căci eu îl cunosc, a zis Dumnezeu, și știu care să poruncească firul și casă lui după să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Adesea sunt condiționate de două lucruri. În primul rând, de credință. Înainte de fapte, de credință. De exemplu, dacă e vorba de primirea Duhului Sfânt, ce? Faptele noastre ne califică? Credința, în primul rând. Va da Duhul Sfânt celor ce? Cred. Apoi scrie că celor ce ascultă de El. Scrie în Evrei, epistola în care v-am spus că și frecvent se face referire la făgăduințele Domnului, capitolul
10 cu 23, să ținem fără șovăit la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. El este credincios, dar trebuie să fim și noi credincioși, în sensul de a avea credință. Citim în același capitol de la versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel venit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Inclusiv făgăduința vieții veșnice se dobândește prin credință. De fapt, ce credință în raport cu făgăduința lui Dumnezeu? Aceea încredere că Dumnezeu nu minte, că pe bune ne-a promis asta, că are putere să o facă și asta ne dă nouă siguranța a ceea ce îi spunem noi credințe, cum scrie în versetul următor, în original textul a curs, așa liber, fără capitole și versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile dăjduite, o puternică în țară, sunt lucrurile care nu se văd. Versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Să mustre Domnul toate duhurile de necredință. Amin. Și să ne umplă de credință, să ne crească măsura de credință, să poată spune Domnul, cum a zis, despre doi din afara Israelului, despre sutaș și despre femeia aceea sirofeniceană. Deci nici în Israel n-am găsit la primul așa o credință atât de mare și la femeia a zis, o femeie, mare este credința ta. Până într-acolo încât Domnul a zis, fac să povești. Și știți la câți le-a spus? Dacă crezi, fac să după credința ta. Îmi povestea un frate că și-a amintit de niște făgăduințe a Domnului. Și s-a dus aici în punctul ăsta, dacă crezi. Și a zis, Doamne, dar ce să fac să-mi sporez credința? Și a primit un gând. Citește lucrările Domnului din Biblie, în cazul lui era vorba de vindecare, citește vindecările din Evanghelie, ți se va spori izvorul de credință, că credința vine în urma auzirii. Afli cum Dumnezeu a împlinit pentru cineva, cum a lucrat, sporești credință. Și evident că pe lângă credință este nevoie, cum am amintit deja din cazul lui Avram, să ne purtăm frumos, pentru că altfel Dumnezeu să fie motivat. Căci degeaba noi credem, spune Iacov în Epistola sa, în capitolul 2, credința fără faptă este moartă. Se spune că Luther, da, el sărmanul a avut multe slăbiciuni, spunea că Epistola lui Iacov, o epistolă de paie, el a vrut să meargă pe expresia aceea, numai credința. Nu numai credința. Spune Iacov foarte clar, versetul 20, vrei, dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnic? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită de fapt. Vă citesc și un verset frumos din Galateni, acolo unde Pavel a avut de furcă cu cei ce voiau să se întoarcă la lege. Și le spune în 3 cu 2, prin fapte legii ați primit voi Duhul. Și tot 14, Duhul făgăduit, dar despre asta am vorbit. Și ascultați ce spune el în capitolul 5, versetul 5 și 6. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos, care e baza făgăduințelor noastre, nici terea împrejur, nici nederea împrejur, n-au vreun preț, adică nu-s de valoare. Te-a prins mântuirea, te-a dat împrejur, rămâi așa, nu ești netăiat, nicio problemă. Și credința care lucrează prin dragoste. Că faptele toate pot fi cuprinse în cuvântul ăsta, dragoste. Astea sunt faptele adevărate, care survin ca o roadă
a Duhului Sfânt. De fapt, relația dintre credință și dragoste, relația dintre credință și faptă. Că cele mai frumoase fapte sunt cele izvorâte din dragoste, din credință și din această natură a dragostei. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul ca să dovedim că suntem încredințați pe făgăduințele Lui, cum zice și la 2 Corinteni 5, că amintim noi textul ăsta la înmormântări, versetul 6, noi suntem plini de încredere, umblăm prin credință, numai că, zice în versetul 8, dacă umblăm prin versetul 9, ne și silim să-i fim plăcuți. Dacă noi credem că Dumnezeu va duce în împărăția sa oameni care au dorit nu numai împărăția, au căutat și neprihănirea, ne și comportăm ca atare. Știți că exista teoria aceea, conform căreia Domnul Iisus n-a venit în trup, de aceea referințele alea din epistolele lui Ioan. Iarăși avea sorgintea într-un concept filozofic grecesc, conform căruia carnea nu poate să fie sfântă, numai mintea. Și pe acest considerent, socoteau că omul poate să păcătuiască, în mod deosebit grecii erau imorali, că doar carnea e pentru pământ, trupul moare. Și am postimit chiar zilele trecute să primesc o întrebare, că dacă trupul nu moștenește carnea și sânge în împărăția lui Dumnezeu, atunci de ce poate să ne încurce vreun păcat săvârșit în trup la împărăția lui Dumnezeu, pe care o moștenim prin credință? Ce debat este diavolos, ce filozofie strecoară! De regulă, pe toți care îi păcălește, îi ademenește cu răstălmăcirea Scripturii. Dar trupul nostru devine templu a Duhului Sfânt. Și spune Scriptura să vă sfințească Domnul pe deplin și trupul, și sufletul, și Duhul. Și zice la 2 Corinteni 7, cu 1, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, o să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Că fără curățarea asta și în minte și în trup, făgăduințele nu-s valabile pentru noi, se suspendă. Domnul să aibă milă de noi. Amin. Și să nu uităm, spun în încheiere, din nou să slăvim pentru aceasta, cum scrie la Psalmul 138, zice la versetul 2, mă închin în templul tău cel sfânt și lau numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că toate izvorăsc din bunătate și credincioșia Domnului. Că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Și în final, zice în versetul 8, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale. Slăvit să fie Domnul pentru făgăduințele Lui, pentru Domnul Iisus, pentru Duhul Sfânt, pentru viața veșnică. Și fie ca noi să rămânem tari în credință, și să dovedim credința noastră cu o dragoste curată, cu faptele neprihănirii. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.